Bună și bine ați revenit la ultimul video pe anul acesta cu idei de pachetel. Anul acesta a fost un an minunat, am postat nici mai mult, nici mai puțin de 100 de idei de pachetel în speranța că acestea vă vor ajuta în pregătirea viitoarelor pachetele pentru cei mici. În videoul de astăzi, pentru primul pachetel, voi folosi din nou cutia de la Bentgo, iar ca legumă îi voi pune castraveți și morcovi mici sau acei baby carrots. Dacă mă urmăriți de mai de mult, știți că băiețelul meu este mare fan aceste legume și mă bucur foarte mult că măcar are două legume preferate. Ca snack, în acest pachetel am mers pe covrigei mai micuți. Iar ca meniu principal i-am făcut câteva mini pancakes și am pus și câteva căpșuni. Rețeta acestor clătite sau pancakes o veți găsi la mine pe canal și o voi lăsa și în căsuța cu descriere. Nu i-am dat niciun fel de sos sau sirop de arțară aici pentru că nu a vrut el. A vrut acest iaurt grecesc cu puțină miere deasupra. A spus că vrea să treacă clătitele prin iaurt. Pentru cel de-al doilea pachetel veți avea nevoie de două felii de pâine. Eu am folosit aici o pâine normală, o pâine albă. Voi unge felile de pâine cu puțin unt la temperatura camerei, acest unt este un unt neserat. Voi adăuga apoi câteva felii de castravete și nu pun niciun fel de șuncă, salam sau cărniță, voi lăsa sandwich-ul așa doar cu unt și castravete, mie îmi plăcea foarte mult astfel de sandwich când eram micuță. Îl voi decora apoi cu puțină brânză din aceea subțire pentru sandvișuri. Am folosit aici o brânză galbenă pe post de păr, o brânză albă pentru ochi. Iar dacă mă urmăriți de mai mult timp, știți că îmi place pentru ochi să folosesc câteodată niște benzi foarte subțiri din fructe și legume. Aceste benzi sunt de fapt fructe și legume date prin blender, făcute smoothie, puse apoi la cuptor pentru a se usca, dar pentru că eu nu am timp să fac eu propriile benzi acum, le voi folosi pe acelea din comerț. O bucățică de șuncă de curcan pentru guriță. Pentru a decora acest sandwich m-am inspirat din această jucărie a băiețelului meu. Este caracterul Alex din jocul acela pentru copii Minecraft. Ca dulce îi voi pune apoi un amestec de cereale cu unt, cu marshmallow și cu ceva pudră pentru budincă cu gust de lime, de aici și culoarea aceea verde și bineînțeles ceva sănătos, câțiva morcovi mici. Să continuăm cu cel de-al treilea pachetel. Veți avea nevoie din nou de două felii de pâine, doar că de această dată le voi unge cu unt de arahide. Acest unt de arahide vine și cu bucățele de alune în el. Noi ca familie suntem mari fani unt de arahide sau unt de migdale, iar în mod special băiețelul meu este fan unt de arahide și dulceață de căpșuni sau unt de arahide și măr sau, ca în cazul de față, unt de arahide și banane. Ca fruct am mers apoi pe mandarine, am aici două mandarine, doar că într-un final am folosit doar o mandarină pe care am decojit-o și am rupt-o în bucățele. De această dată am încercat să-i fac ca un fel de trandafir din această mandarină, punând bucățelele într-o formă de silicon. În mijloc am pus apoi o smeură, iar ca legumă am mers pe castraveți pe care i-am tăiat în diagonală pentru a obține niște felii mai mari. Transfer apoi totul în cutiuța noastră, folosesc tot cutia de la Bentgo. Iar ca snack în acest separeu micuț îi voi da câțiva biscuiți cu brânză, pe care eu am optat să-i fac sub formă de floricică. Pentru a face acești biscuiți veți avea nevoie de 45 de grame de făină. Făina tip 000 ar merge perfect. Eu am aici niște cantități micuțe pentru că am vrut să fac biscuiți doar pentru acest pachetel, dar dacă vreți să faceți mai mulți, pur și simplu dublați bineînțeles cantitățile. Voi adăuga apoi 30 de grame de unt la temperatura camerei. Dacă puneți mai mult unt, vor ieși biscuiții mai moi, iar dacă puneți mai puțin, vor ieși mai crocanți, depinde de dumneavoastră cum îi doriți. Voi adăuga apoi 55 de grame de cașcaval, vă rog frumos să nu folosiți mozzarella sau parmezan pentru că au altă consistență și alt gust. Amestecăm totul foarte bine, vreau să îmbin untul cu făina și cu cașcavalul. Vom începe să formăm un aluat. Și pentru asta trebuie să adăugăm și 2-3 linguri de apă, apă rece. Transfer aluatul pe o folie transparentă. Și voi încerca să-i dau o formă cât de cât pătrată sau dreptunghiulară cu ajutorul mâinilor. Acest pas ne va ajuta mai târziu când vine vorba să formăm biscuiții. Pun aluatul la frigider pentru 30 de minute pentru a se întări untul. Tai apoi aluatul cu o formă pentru fursecuri. Eu am ales să le tai în bucățele mai mici, de fapt să-i fac biscuiți mai micuți, deoarece acel separeu micuț al cutiuței folosite de mine nu este foarte mare și am avut nevoie de biscuiți micuți. Le voi introduce apoi la cuptor, în cuptorul preîncălzit, la 180 de grade Celsius pentru 8 minute sau până când devii maronii deasupra. Lângă castraveți i-am pus, bineînțeles, și nelipsitul dressing ranch pentru legume, iar apoi ceva dulce. Am mers pe acești biscuiți cu cremă de ciocolată. Poate vă amintiți ultimul haul de cumpărături în care menționasem că au gust ca Eugenia în România. Îi voi pune doar un biscuit, consider că e suficient, îmi cer scuze. Și cu asta se încheie și videoul de astăzi, ultimul video din acest an. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult de susținere, de comentarii și de toate vorbele frumoase pe care mi le-ați lăsat anul acesta. Eu vă doresc să aveți un an cât mai bun, să ne auzim cu bine, să scăpăm de acest virus și lucrurile să devină la normal. Vă mulțumesc foarte mult și noi ne auzim anul viitor la mai multe videouri cu idei de pachetel. Numai bine!